În continuare vom discuta despre piețele valutare și vom începe cu Euro-USD. Um, nivelul de la 1.19 părea să fie un obstacol puternic în calea acestei, acestei perechi, dar vedem că în această dimineață um, acest prag a. Părut să fie depășit inițial cu destul de multă ușurință. Totuși, vedem că pare să fie vorba mai degrabă de, de o spargere falsă și vedem că mai degrabă pare să se să fie formată, am putea spune, o potențială formațiune de, de shooting star. Având în vedere umbra superioară foarte amplă care vine după un trend de de creștere destul de puternic și acest lucru ne ar putea induce o posibilă uh, corecție. Mai ales că, după cum spuneam, ne aflăm în zona de la 1.19, care este un prag rotund, este un punct de uh, interes pentru pentru piețe și care părea să fie greu de depășit. Uh, situația ar putea să continue să fie una destul de, de agitată, mai ales dacă avem în vedere și faptul că um, se așteaptă noi măsuri de relaxare monetară din partea, din partea Băncii Centrale Europene, dar mai mult vorbim și despre. Factorul de risc numit Brexit care nu face altceva decât să pună și mai mult să adauge și mai multă incertitudine mixului destul de, de problematic care, care există. În acest sens mai degrabă o secvență corectivă pare să fie un scenariu de, de bază. Un prim nivel de suport ar fi în zona 1.18.780 unde se află media mobilă de 50 de perioade, urmată de media mobilă de 200 de perioade și dacă nu nivelul de susținere de la 1.18 care vedem că a fost un prag destul de important și un aliat puternic pentru cumpărători. În ceea ce privește lira stelină, aceasta vedem că a continuat să întâmpine destul de multă opoziție uh, din, uh, în calea sa de, de a avansa. Astfel, în ciuda, unui, uh, în ciuda unei încercări de spargere ieri a limitei inferioare a canalului de creștere, am asistat la o respingere destul de, de puternică din această zonă ulterior, o ușoară tendință de revenire a avut loc dar în această dimineață vedem din nou o corecție care readuce prețul în apropierea nivelului de în apropierea mediei mobile de 50 de perioade. Având în vedere modul în care cotația a reacționat în, pe măsură ce a testat, pe măsură ce s-a intersectat cu acest, cu acest obstacol, ne putem aștepta la o redresare și la o, posibilă, la o posibilă respingere în sus. Dar rămâne de văzut dacă acest scenariu se va confirma și de această dată. În continuare Brexitul este un subiect problematic, este un subiect care pune foarte multă presiune asupra asupra piețelor și care la momentul actual pare să nu fie chiar în de plinătate inclus în preț. Acest lucru este valabil mai ales dacă ținem cont de uh, perspectivele în continuare incerte dintre cele două tabere. Mai mult, guvernatorul Băncii Angliei, uh, Bailey a declarat faptul că un nou deal Brexit va avea un impact mai amplu asupra economiei britanice decât pandemia de coronavirus. Uh, acest lucru desigur ne ar trebui să ne pună ceva semne de întrebare și ar putea să reprezinte un semnal de alarmă, un semnal de trezire la realitate a investitorilor, întrucât pare că până acum a fost luat oarecum cu destul de a fost evaluat cu destul de multă um, ușurință în ideea că este posibil să, să se rezolve în orice moment. Totuși, vedem că ne apropiem de sfârșitul anului, suntem la aproximativ o lună și o săptămână de, de, aceast, de acest termen limită la care Marea Britanie ar trebui să părăsească Uniunea Europeană, iar lipsa unui acord ar putea să devină un factor tot mai greu pe măsură ce fiecare zi va trece. În momentul actual, prețul pare să fie oarecum blocat în interiorul acestui canal, în interiorul zonei limitate superior de această zonă inferioară a canalului ascendent, iar în ceea ce privește zona de susținere, această medie mobilă, medie mobilă de 50 de perioade în zona 1,33-370. În ceea ce privește perechea USD GPI, aceasta a fost influențată în mare parte de direcția de evoluție a dolarului american. Astfel, moneda a traversat o perioadă extrem de agitată care a dus la numeroase schimbări de, de direcție. Inițial, în timpul sesiunii de, de ieri. Am asistat la o extindere a secvenței pozitive din, din timpul sesiunii anterioare, dar care ulterior s-a transpus într-o secvență corectivă. Prețul revenind și testând nivelul de susținere de la 104-200 de aici, totuși, cumpărătorii de dolar au reacționat și, din nou, am asistat la o secvență ascendentă care a dus prețul. Îmi părea să ducă prețul către testarea nivelului 1.400, la fel și de această dată am asistat la, la o scădere, la o corecție. Din nou o mișcare descendentă pare. Să se, să se transpună pe grafic, iar în momentul de față vedem o testare a mediei mobile de 50 de perioade, ceea ce ar putea să trezească ceva, ceva reacții ale prețului. În cazul în care vom asista la o extindere a acestei secvențe descendente, este posibilă o tendință de a se îndrepta către zona 104-200, la fel. Este un punct destul de interesant, este un punct de susținere important care a avut rezultate de remarcat în trecut. Prin urmare, nu trebuie să-l să ignorăm și ar trebui să se acordăm mai multă mai mult atenție pe, pe termen scurt. În cazul unei încercări de creștere în partea dolarului, zona 14800 la fel un nivel destul de, de important pentru trader.